Salut și am la un nou episod din Need for Speed Heat. Sunt în garaj și vreau să fac drifturi de data asta. Vreau să fac niște challenge-uri cu drifturi. Și pentru aia îmi trebuie să fac niște schimbări aici la drive terrain, nu la asta. Stai că nu mai știu. Sport pro. Nu, unde erau alea cu șasiu? Aici la sport. Asta cu drifturi, stai, e ăsta. Drift ăsta. Hai că am bani, mai facem bani după, nu contează, asta nu e problemă. La pro ăsta, suspensii. Vreau suspensii special pentru drifturi. Pentru drifturi. Și aici că suspensia asta, așa, pentru șosea și drifturi. Da, vreau să-mi bag pe asta care e strict în drifturi. Asta aici nu mai am ce face. La sport nu. Nici ca și cum mai am bani. Aici nu cred că mai e de făcut. Asta mai e. Deci ce asta? Differential. Nu știu exact ce face differential asta. Că nu sunt expert în mașini, v-am mai spus. Da, asta trebuie. Gata, așa am băgat vreo 15.000 în mașină. Haideți să mergem. Băgăm pe zi. Și cu mașina asta trebuie să le țin numai pe drifturi. Adică nu mai pot să de câteva zile. Da, o să cred că s-ar putea să încep o serie de, tot ce puțin măcar să încerc să joc ăsta Warzone 2.0. Da, văd că se duce mai bine acum cu drifturile. Cursa aici de drifturi fix la colț, target. Hai. Ori doi, hai, nu mă opri. Nu, sunt la 10.000. A, dar nu pot să țin drifturile astea complet. Mama, nici n-am spus mult. Hai să mai băgăm o dată. Nu. Hai. Mamă, dar drifturile astea sunt prost rău. Și cred că sunt mai bine pe drifturile astea. N-am înțeles cum să fac drifturile astea în joc. Că nu m-am învățat până acum. Da, deci asta cu drifturile n-a fost o idee bună. O, atunci în cazul ăsta o să fac altceva. Da, trecem așa prin astea. Enter garage și le punem apoi pe astea de șosea și băgăm curse. Că văd că drifturile nu prea fac nimic. Nu ăsta. Care era la pentru? Ăsta? Aici. Inventory. Asta. Inventory. Asta parcă era la bun.
Asta e aia bună. Ok, hai să băgăm niște curse. Că am plictisit cu drifturile, văd că cred că trebuie pentru drifturi altă mașină. Deci pentru drifturi trebuie sigur altă mașină. Probabil trebuie și volan. Văd. Ce, aici sunt cele, astea sunt challenge-uri, cum ar veni. Să vedem, uite ce au cursă. O, asta e ceva nou. Asta e o cursă nouă, un nou tip de cursă. Trial rail. E 1v1. Deci asta e ceva. Deci să facem un episod de azi. Hai. Sari. Nu știu, nu trebuie să frânez mult ca să vireze. Da, nu mai bag la drifturi momentan, pentru că când trebuie altă mașină pentru drifturi. Mai special pentru drifturi, să mă intereseze după pentru drifturi. Care e faza cu ele în jocul ăsta. Am experiență cu drifturile din jocurile mai vechi. Și în alea mergea cam orice mașină pentru drifturi. Deci hai să vedem care e faza cursa asta nouă cu ceas acolo, de 1v1 sau curse 1v1. Nu. Aici în parcare, hai să vedem, time trial. Human Cube vs Speed Ghost Bronze, ce asta? Recommended, ok. E un 1v1, interesant. Time trial sau... Nu știu exact care e faza asta, cred. E vreo 195. Ăla cred că joacă de când s-a lansat jocul. Acolo e vreo 195. Nu. Sper să-mi dau seama. Deci, știi, cursa asta e pe linia asta de tren. Cred că un monorail de la... Bă, dar ce dubioase sunt cursele astea. Băi! Da, asta e dubioasă rău cursa. Nu! Băi, asta e dubioasă. Ce mai era jocul ăsta? Că gen, nu am de asta cum se cheamă, nu pot să întorc camera cu mouse-ul. Nu știu de ce, care e faza cu... De ce nici ce are nici vă cu mouse-ul? Mereu au avut așa ceva cu mouse-ul. Bă, nu. Nu sunt în camera cu mouse-ul. Și opțiunea asta pe mine mă enervează. Și asta a fost cursa. Two racers, one event. Beat Speed Ghost Bronze. Returned by 9 secunde. Bank gain. Am scos niște bani măcar. Recuperăm ce am băgat în drifturile alea. Ok, atunci. Asta cred că pot să fac de mai multe ori. Dar hai să ne băgăm la altă. Ia să... mai avem curse pe aici. Să încet de asta. Avem una de aia acolo, în partea cealaltă. Câte am mai avut o cursă aici, în oraș? Curse 1v1 a fost interesantă. Să putea să mai facem de-alea. Există și o mașină care să fie bună pentru, cum se cheamă, pentru drifturi. Scout pe net să văd ce mașină ar fi cea mai bună pentru drifturi în jocul ăsta. Și după aia să putem face cu drifturile alea, challenge-urile. Nu mai există drag racing sau drift racing în jocul ăsta.
Hai să ne întâmplă cu un NPC-ul de anul viitor, că de vreo 2 ani n-am mai aport un NPC. Ultimul NPC care a fost un remaster, dar din 2010, care a chiar n-a fost rău deloc, a fost chiar foarte bun. L-a fost cam perioada de apus a NPC-ului. Cam ultimul joc bun. Din 2010, după a fost cam... Că oricum deja știu că a început să se ia, deci după Carbon a început să se ia rău. A fost ăla din 2009 cu poveste. Dubios rău jocul ăla, adică lumina ciudată, tot gameplay în sine. Tare ciudat a fost jocul ăla. Nu l-am terminat. Ia ce faci gen... Cred că Undercover se numea. Da, Undercover era. Conceptul era bun. Trailerul era bun. Jocul nu era bun. Era mișto. Tentativa a fost tot ceva, dar nu știu. Dar parcă e tot din... jocul ăla oricum da așa un sentiment de nostalgie, de că e NPC de la vechi, 2009 totuși. Așa, hai să vedem pe unde o luăm de aici. Nu. Am luat-o puțin prin jaloane, sau cum se cheamă astea, parapeți, prin parapeți. Hai că acum am început să ne ținem mai bine pe șosea, că... Deci înainte să joc jocul ăsta mai bine, fac așa cumva câteva curse, gen să le refac, ca să mă reobișnuiesc dacă mă mai joc câteva zile cu controlul jocului. Mâine o să primiți și un episod nou din ăsta cum se cheamă? Royal SMP. Da, nu știu exact, cred că o să fac aia de scheleți, ferma de scheleți, care vă ziceam că o fac, că tot am spawnere. Am găsit off camera, ai faptul nu găsim off camera, nu, că mi se pare că vi l-am arătat și vouă. Dar celelalte... Am găsit off camera. Era la mine de diamante. Hai să vedem pe unde... ce mai facem episodul de azi în NPC, că totuși nu o să dați decât curse din astea. Vreau să încerc să-mi fac o cursă de aia 1v1 în capătul cealaltă, poate nu o să mai fie pe roșină de asta de monorail de la care e deasupra pământului. Va fi pe un drum normal. Oricum, mi se pare că data trecută am primit un achievement cu Chapter 1, adică mi se pare că data trecută am terminat primul capitol din joc. Nu știu câte sunt în total. Am găsit foarte multe, având în vedere că e NFS și nu prea se concentrează pe poveste, deci eu zic că nu sunt multe. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Hai, bagă... Nitro. Și cred că în curând s-ar putea să fac un server de Discord. Am tot spus anul trecut, dar cred că o să fac în decembrie, că atunci o să am timp. Vacanța de iarnă și vacanța de la începutul lui decembrie. S-ar putea să fac un server de Discord pentru oamenii care sunt abonați, să putem merge să vorbim acolo, nu știu. Hai. Mai puțin. Extrem de puțin, hai. Are cel de pe locul 2 la 1 km distanță. Gata. 3 minute 35, bine. Foarte bine. Valoare. Am terminat-o și pe asta. Deci asta tot sunt challenge-uri. Da, cred că o să avem și mai târziu să deschid, o să deblocăm și curse de alea gen Draft Racing sau de alte cum se cheamă curse de astea cu
Drift racing. Hai să încerc să fac și pasta de aici. Să văd cum o fi. În 15 minute, ok. Este unde trebuie să ajungem. Care e... Până ce GPS-ul. Hai. Am ratat. Măcar avem Mazda, sau nu știu, nu-i Mazda, am uitat cum se cheamă mașina asta, Mitsubishi. Nu că sunt bun la mașini, mai la astea asiatice. Mazda asta care aia cu M-ul ăla, într-un oval cu colțuri rotunjite. Da, nu contează. Îmi place că orașul este foarte pustiu, nu sunt mașini deloc. E trafic, e gol. Am tot cam strâmb pe aici, dar nu contează, e scurtă, se cheamă shortcut, scurtătură. Toată lumea face asta. Hai. Uite. Autostrada și de ce merge și linie dreaptă. Vă dați seama ce viteză prindem? Ori trebuie uneori să viteza 5-a. Ori uneori trebuie să luăm de-aia cum se cheamă să mergem la benzinării în jocul ăsta. Am pierdut viteza. Așa am luat în a șasea. Nu. Da, să zicem. Îți văd că n-ai nicio treabă cu noi. Vreau să sări pe acolo. Da, autostrada asta e ciudată, gen, că... E să văd de în America, gen... Nu au ieșiri de-astea, gen, ieși direct așa în... intersecție. Când gen, autostrada de care le-am văzut așa sunt alea din jocuri, gen GTA și alea care sunt prin orașe. Hai, și mai era și aia din San Andreas, dar era veche, rău. Jocul ăla era... Asta e bună pentru thumbnail. Screenshot-ul ăla. Unu pe unu. Hai. Păi da, gen Speed Ghost ăla nu face nimic. Fantoma aia cu viteză nu... Am tot uitat ăsta mic, mă enervează că nu am spațiu. Hai. Mamă, ce înghesuite sunt străzile astea. Gen traseu, nu străzile. Așa, hai că... M-am dus prost rău cu mașina. Nu. Nu, nu, nu. Tăi. A, cred că e microfonul oprit. M-am speriat. What the fuck, ce a fost aia? Vreau să calc oamenii.
Ieși din paseu. Dublează rău cursele astea, unul pe unul. Niște bănuți. Cred că s-a dus să mai fie niște cursele astea de noi noaptea. Deci, hai să ne mutăm pe Go Night. Mi se pare ciudat că în jocul ăsta roțile parcă stau așa, cumva înclinate, ciudat. E fi cea cursă noi pentru o noapte, dar deja văd că sunt cea de-astea. Trei level mai mare, deci astea cred că sunt un fel de, știi, ceva nou. Pentru zi, asta nu-l văd să mai dure. Există cea cursă noi pentru noapte, nu există. Așa o să mă duc să schimbă pe zi. Ia, fast travel și facem o cursă acolo și încheiem episodul. Știi că a fost cam scurt. Trebuie să completăm cursele astea, trebuie să le facem. Am pus cursele 1v1 care sunt interesante. Am făcut bani. Mai băgăm pe day. Cursele de zi, nu mai băgăm pe de noapte. Curse nocturne și diurne. Hai. O altă cursă pe aici mai apropiat ar fi de asta nouă, uite, aici. O altă cursă câștigată, hai. Băgăm viteză. Pa, n-a spart din nou. Gata, nu atinge viteza pe care aș vrea eu. Ca să sară mai sus. Pentru aia trecea off-road sau... hai să vedem pe aici. Și ia bulevardul ăsta lung și băgăm aici. Așa, driftul ăla. O să renunț la driftul momentan până vedem, poate mai încolo să deblocăm pentru o noapte drifturi. Cursa gen drift racing sau ceva. Hai. Hai să vedem. Nu, am luat-o prost rău pe acolo. Asta e de aia cu 3 ture, ok. Ozi.
Era pe locul 1 care mă deranjează pe mine. Hai. Am dar nu știu să fac prână aia cum trebuie să virez. Și acum pierd din viteză sau uite că distanța că e mult în față. Da, nu-s bine cu... Alea acum am făcut acolo, n-am fost bine ce-am făcut, dar asta e altă treabă. Hai. Bă, ce aproape sunt aia de mine, aia din spate. Hai. Nu. M-am înșmenerat că intru așa pe intrăpeară și pierde toată viteza acolo. Deci am început să ajung pe aia care erau gen în urmă. Dar pe primul loc sigur câștigă, că n-am ce să-i fac. Bă, dar mirează că pierd viteză pe... în iarbă. Pe locul 2. Mi-e mulțumesc cu 2, da. E. Au niște bănuți acolo. Ok, cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share și subscribe, dați un comentariu acolo ce vreți să mai faci, nu știu. Dați un comentariu, ceva, nu știu. Cam ziceam, am aici ceva de mașină, nu mai știu. De mașină, dar nu știu, nu cred că am deblocat încă. O să mă uit după. Hai să sărim pe acolo până închide videoclipul. 70 de metri target, ok. Ia să cadă în apă. O să mă până acolo în colț. Până aici. Ok. Hai imediat. Hai că se încarcă cealaltă de-aia de... Hai, și mai e încă una de asta de nos sau... E 70. Poate să vin în partea asta sau ceva. Până la 70 acolo. Sau pot. Hai încă puțin. Hai, 109 metri e bine. Așa. Și da, și o să închei episodul. Revenim episodul următor cu... nu știu, cu noutăți sau cu ce mai facem noi pe aici. Și... salut!